10. În ciuda grabei cu care plecase de acasă, Nim conduse mașina spre centru în voie, evitând autostrada și luând-o pe străzi liniștite. Folosit timpul pentru a se gândi la clubul Sequoia, menționat în ziarul Chronicle West de dimineață. Deși era o organizație ce se opunea în mod frecvent programelor GCPNL, iar uneori le dădea peste cap, Nim admira clubul Sequoia. Raționamentul său era simplu. Istoria demonstra că atunci când concerne industriale gigant ca Golden State Power and Light erau lăsate de capul lor, acestora le păsa prea puțin sau chiar deloc de protecția mediului. Prin urmare, era necesară o forță de contracarare responsabilă. Clubul Sequoia îndeplinea acest rol. Cu baza în California, Clubul atinsese o reputație națională pentru abilitatea și devotamentul cu care lupta să conserve ce mai rămăsese din frumusețea naturală neîntinată a Americii. Aproape întotdeauna, metodele sale erau etice, argumentele judicioase și sănătoase. Adevărat, clubul avea și critici, dar puțin refuzau să-i acorde respectul lor. Un motiv îl constituia: conducerea clubului Secoia, care, de-a lungul celor 80 de ani ai săi de existență, fusese de cel mai înalt calibru, tradiție pe care actualul președinte, o fostă savantă atomistă, Laura Bo, Carmichael, o continua. Doamna Carmichael era capabilă, respectată pe plan internațional și incidental, prietenă cu Nim. În timp ce conducea mașina, se gândea la ea. Ceea ce va face, hotărâi el, era să apeleze personal la Laura Bo privind proiectul Tanipah și celelalte două centrale pe care Golden State Power își propunea să le construiască. Poate că dacă argumenta convingător nevoia lor urgentă, clubul Secoea putea să nu se opună sau cel puțin avea să adopte o poziție moderată. Trebuia să aranjeze o întâlnire cât mai curând posibil, preferabil chiar azi. Nim conduse automat, acordând prea puțină atenție numelor de străzi. Acum observă la o intersecție că ajunsese la între străzilor Lequid și Balboa. Își aducea aminte de ceva. De ce anume? Deodată și aminti. În ziua exploziei și a penii de curent de acum două săptămâni, dispecerul șef scosese o hartă arătând de echipamentele de supraviețuire aflate în bus la domicilii. Cercuri colorate pe hartă marcau mașinile de dializă renală, generatoarele de oxigen, plămânii artificiali și alte aparaturi similare. La Lockerd și Balboa, un cerc roșu avertiza asupra unei persoane dependente de un plămân artificial sau altfel de aparat electric de respirat. Echipamentul se găsea într-un bloc de apartamente. Din cine știe ce motiv, amintirea acestui lucru nu-l părăsise pe nimeni la fel și numele pacientului, Sloan. La vremea aceea, reținea el, privise cerculețul roșu, întrebându-se cum o fi arătând Sloan. Nu era decât un singur bloc de apartamente în intersecție, o clădire cu opt etaje, din stuc alb, modestă, ca design, dar, după înfățișarea exterioară, bine întreținută. În acel moment, mașina lui Nim stătea oprită paralel cu ea. O curticică din față conținea câteva spații de parcare, dintre care două neocupate. Pradă unui impuls, Nim coti înăuntru, conducându-și fiatul spre unul dintre locurile goale. Ieși și se apropie de intrarea blocului. Deasupra unei serii de cutii poștale se afla o listă de nume, printre care și Kei Sloan. Nim apăsă butonul de lângă nume. După câteva momente, ușa din față se deschise. Apar un bătrân zbârcit, purtând pantalonii răbărțați și un hanorac. Semăna cu o veveriță matusalemică, în timp ce căta spre nim prin niște lentile groase. Ați sunat la Sloan? Da. Eu sunt portarul. Sună și la mine. L-aș putea vedea pe domnul Sloan? Nu-i niciun domn Sloan. Aha, făcut nim. Și arătă spre cutia de scrisori. Atunci e doamna Sloan sau domnișoara? fără niciun motiv presupuse că Sloan e un bărbat. Donșoara Sloan, Karen, matale cine ești? Goldman îi arătă nim legitimația de la GCPNL. Greșesc dacă presupun că domnișoara Sloan e invalidă? Poate că nu, doar că nu-i place să-i se zică așa. Cum s-o descriu atunci? Dezabilitate. E o quadriplegică. Știți diferența între asta și o paraplegică? Cred că da, un paraplegic e paralizat de la talie în jos, un vadriplegic are tot trupul paralizat. asta e cherena noastră, confirmă bătrânul. așa e de la 15 ani, vreți să o vedeți? Știți cumva dacă se poate? Aflăm îndată. Deschise portarul ușa mai larg. Poftiți, pe aici. Un holișor potrivit cu exteriorul clădirii era simplu și curat. Bătrânul îl conduse pe nim până la un ascensor îi făcusem să intre și în urmă. În timp ce urcau, oferi explicații. Locul nu-i calariț, dar încercăm să-l ținem frumos el. Se vede. Interiorul de alama al liftului lucea, iar motorul murmura lin. Se oprire la etajul șase. Portarul o, -o și se opri în fața unei uși, alegând o cheie dintr-un inel mare. Descuie ușa, bătu și strigă. Sunt Jimmy. Am un musafir pentru Karen. Intră! Se auzi o voce nouă, iar Nim se pomeni față în față cu o femeie scundă și robustă, oacheșă și cu trăsături hispanice. Purta un halat de nylon roz asemănător cu o uniformă de infirmieră. Vindeți ceva? Întrebarea pusese pusă vesel, fără ostilitate. Nu, eram doar în trecere și... Lăsați! Domnișoarei Sloan îi plac vizitatorii se aflau într-un vestibul mic și luminos ce se deschidea într-o bucătărie pe o parte și ceea ce părea a fi living room în cealaltă. În bucătărie predominau galbenurile și alburile vesele, în living decorul era galben cu verde. O parte din cameră era în afara vederii și de acolo o voce plăcută spuse. Intră, oricine-i fi. Acu vă las, rosti portarul din spatele lui Nim. Am trept de făcut în timp ce ușa spre palier se închidea, nim păși în living. Bună, spuse aceeași voce. Ce lucru nou și interesant știi? Multă vreme după aceea și de-a lungul tuturor lunilor viitoare, când fatidice evenimente aveau să se desfășoare ca tablourile succesive ale unei piese de teatru, Nim urma să-și amintească acest moment, prima oară în viața lui când o văzuse pe Karen Sloan în detalii vii și precis definite. Era o femeie matură, dar părea tânără și era extraordinar de frumoasă. Nim îi estimă vârsta la 36 de ani, ulterior urma să afle că avea cu 3 ani mai mult. Fața era prelungă, cu trăsături perfect proporționate, buze pline, senzuale, acum întredeschise într-un surâs, ochi mari, albaștri, măsurându-l pe nim cu franchețe și un nas obraznic, sugerând neîncredere. Pielea îi era imaculată și părea opalescentă. Părul lung și blond încadra chipul lui Keren Sloan, pieptănat cu cărare la mijloc. Îi cădea pe umeri, steluțe aurii, licărind într-o rază de soare. Își ținea mâinile pe o planșetă capitonată având degete lungi, unghii manicurizate și lucitoare. Purta o roche atrăgătoare, albastru deschis și stătea într-un scaun cu roții. O umflătură a rochii denota că aparatul respirator era de răsuflând în locul ei. Un tub, ieșind de sub rochei, era conectat la un dispozitiv asemănător cu o valiză fixat în spatele scaunului. Mecanismul respirator emitea un murmur constant de potrivă cu sâsâitul aerului, inhalând și exhalând în ritmul normal al respirației. Componentele electrice ale scaunului erau cuplate printr-un cablu la o priză din perete. Bună, domnișoară Sloan, o salută Nim. Sunt omul electric. Zâmbetul se lărgi. Funcționezi cu baterii sau ești și dumneata băga la priză? Drept răspuns, Nim rânji un pic, cam mânjește și, lucru neobișnuit la el, a avut un moment de nervozitate. Nu era sigur la ce se așteptase, dar orice ar fi fost, femeia aceea minunată din fața lui era complet altfel spuse. Am să explic. Te rog, și n-ai vrea să stai jos? Mulțumesc. Alese un fotoliu moale. Karen Sloan mișcă ușor capul, aplicându-și gura la un tub de plastic ce se prelungea pe un suport în formă de S. Suflă slab în tub și, de îndată, fotoliul rulant se roti astfel că ajunse cu fața drept spre el. Hei! exclamă Nim. Drăguță șmecherie! Pot să mai fac o grămadă! Dacă trag în loc să suflu, scaunul merge de anderatele. Îi arătă în timp ce el privea fascinat. Capul e singura mea parte din trup pe care o pot mișca, spuse cu indiferență Karen, ca și cum ar fi vorbit despre un inconvenient minor. Așa înveți să faci unele lucruri necesare pe căi neobișnuite, dar o luăm pe alături. Vrei să-mi spui ceva? Te rog, continuă. Începusem să-ți explic de ce am venit, Totul a început acum două săptămâni, în ziua când am avut pana de curent. Te-am văzut sub forma unui cerculeț roșu pe o hartă. Eu? Pe o hartă? Îi povesti despre centrul de control al energiei și grija GCPNL față de consumatorii de curent deosebiți ca spitalele și locuințele particulare cu echipamente de supraviețuire. Ca să fiu sincer, preciză el, eram curios. De asta am trecut astăzi pe aici. Foarte drăguț. Că te-ai gândit, adică îmi amintesc ziua aia bine. Când s-a întrerupt curentul, cum te-ai simțit? A, puțin, cam speriată, cred. Dintr-o dată mi s-a stins lampa de citit și alte obiecte electrice s-au oprit. Nu și respiratorul, totuși. Ăsta trece imediat pe baterii. Bateria, observă Nim, era din tipul de 12V, precum cele folosite la automobile. Stătea pe un platan fixat și el de scaunul rulant la spate, sub mecanismul respirator. Ceea ce te întrebi întotdeauna, spuse Kieran, e cât timp va rămâne oprit curentul și cât va ține bateria. Ar trebui să dureze câteva ore. Șase și jumătate când e încărcată complet, asta dacă folosesc numai respiratorul fără a mișca și scaunul. Dar când ies la cumpărături sau în vizită, cum se întâmplă în majoritatea zilelor, folosesc mult bateria și se consumă. Deci dacă ar veni o pană de curent, atunci... Încheie ea fraza pentru el. Josie, cea pe care ai întâlnit-o la intrare, ar trebui să facă repede ceva. Karen dădu din cap ca o cunoscătoare. Respiratorul trage 15 amperi. Scaunul, când e în mișcare, alți 20. A învățat multe despre echipamente. Dacă viața ți-ar depinde de ele, dumneata n-ai face-o? Pa da, cred că da. Rămâi vreodată singură? Niciodată. Josie e cu mine în cea mai mare parte a timpului, după care vin alte două persoane să o înlocuiască. Apoi, Jimmy, portarul, e foarte bun. Ajută pe cei ce mă caută așa cum a făcut cu dumneata. Surese. Nu lasă pe nimeni înăuntru dacă nu-i sigur că e ok. I-ai trecut testul. Continuară să sporovoiască lejer ca și cum s-ar fi cunoscut de mult. Karen, aflând nim, se îmbolnăvise de poliomielită exact un an înainte ca vaccinul Salk să treacă la folosință pe scară largă în America de Nord și împreună cu vaccinul Sabin de după câțiva ani să șteargă poliomielita din peisaj. Gângania mea a mușcat prea devreme, spuse Kieran. N-am ajuns sub fir. Nim fu mișcat de această declarație simplă. Întrebă, te gândești mult la acel an? Cândva mult, o vreme am plâns pentru diferența aia de un an. Mă întrebam, de ce a trebuit să fiu eu una din ultimii câțiva? Și mă gândeam să fi venit doar vaccinul puțin mai devreme. Totul ar fi fost altfel. Aș fi umblat, dansat, aș fi fost în stare să scriu, să-mi folosesc mâinile. Se opri și, în tăcerea ce se lăsă, nim putea auzi ticăitul unui ceas și torsul blând al respiratorului lui Kieran. După un moment continuă. Pe urmă am ajuns să-mi spun, dorința nu schimbă cu nimic. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Nu se mai poate desface pe veci. Așa că am început să mă descurc cât de bine puteam în situația mea, trăind viața de pe o zi pe alta și când faci asta, dacă se întâmplă ceva neașteptat, ești recunoscător. Azi ai venit tu. Trecu pe zâmbătul ei cel radios. Nici măcar nu știu numele. Când îl spuse, îl întrebă. Nim vine de la Nimrod? Da. Nu e ceva în Biblie? În facere, confirmă Nim. Și cită. Și Cush a fost tatăl lui Nimrod. Acesta a fost cel din tâi stăpânitor de pământ. El a fost vașnic vânător înaintea Domnului. Își aminti că auzise aceste cuvinte de la bunicul său, Rabbi Goldman. Bătrânul alesese numele nepotului, una din puținele concesii în fața trecutului pe care le îngăduise Isaac Tatăl lui Nim. Ești tu vânător, Nim? Pe punctul de a răspunde negativ își aminti ce spusese Tereza Van Buren mai demult. Ești un vânător de femei, nu-i așa? Poate, își spuse, dacă împrejurările ar fi fost altele, ar fi vânat-o pe femeia aceea frumoasă, Karen. Egoist se simți și el întristat de vaccinul acela sosit cu un an prea târziu. Clătină din cap. Nu sunt vânător. Mai târziu, Chiron îi spuse că timp de 12 ani fusese îngrijită în spitale, mare parte a acestui timp într-un plămân artificial de modă veche. Apoi fusese reelaborate echipamente mai moderne, portabile, dându-le posibilitatea pacienților ca ea să trăiască în afara instituțiilor. La început, revenise să locuiască la părinții, dar nu ținuse. Era un chin prea mare pentru noi toți. Apoi se mutase în acel apartament unde stătea acum de aproape șapte ani. Există alocații de la guvern care achită prețurile. Câteodată e cam strânsă cureaua, dar mă descurc de cele mai multe ori. Tatăl ei avea o mică firmă de instalații, iar mama era vânzătoare într-un magazin universal, explică ea. Pe moment încercau să adune bani ca să-i cumpere lui Karen o mică furgonetă ce i-ar fi mărit mobilitatea. Mașina pe care avea să o conducă Josie sau cineva din familia lui Karen va fi adaptată pentru a se potrivi în ea fotoliul rulant. Deși Karen nu putea face aproape nimic de una singură și trebuia să fie spălată, hrănită și culcată de altcineva, îi spuse lui Nim că învățase să picteze ținând pensula în gură. Și mai pot folosi și mașina de scris, îi spuse ea lui Nim. E electrică și scriu la ea cu un băț între dinții. Uneori compun poezii. Ai vrea să-ți trimit câteva? Da, te rog. Mi-ar face plăcere. Se ridică să plece și fu uimit să descopere că stătuse cu Kieran mai mult de o oră. Kieran îl întrebă. Ai să mai treci? Dacă vrei. Sigur că vreau Nimrod. Încă o dată, surâsul acela cald, vrăjitor. Mi-ar plăcea să-mi fi prieten. Josie îl conduse afară. Imaginea lui Karen, frumusețea ei ce ți tăia respirația, Zâmbetul cald și vocea blândă îl urmăriră pe Nim în tot restul drumului spre centru. Avea impresia că nu mai întâlnise niciodată pe cineva ca ea. Încă se mai gândea la ea când își lăsă mașina în garajul parking al sediului Golden State Power Light cu trei etaje mai jos de nivelul străzii. Un lift expres, accesibil numai cu o anumită cheie, urca din garaj la birourile funcționarilor superiori de la etajul 22. Nim își folosi cheia simbol al poziției în GCPNL, și urcă singur. Pe drum își amintește de hotărârea sa de a face un apel personal pe lângă președinta clubului Secoia. Secretarea lui, Victoria Davis, o negresă tânără și competentă, ridică privirea când nim intră în biroul său cu două încăperi. Ura! Vicky! O salută el. Avem corespondență multă? Nimic urgent sunt câteva mesaje oricum, inclusiv unele care spun că ai fost bine la televizor aseară. Și mie mi s-a părut. Mersi, rânji Nim. Bun venit în fan clubul meu. A, mai e un privat și confidențial pe birou. Tocmai a sosit și am niște chestii să le semnezi. Îl urmă, în biroul interior, în același moment, o bufnitură înfundată grea se auzi de la oarecare distanță. O carafă de apă și paharele zângănire la fel și fereastra care dădea spre curtea interioară. Nim se opri ascultând. Ce-a fost asta?" N-am idee. S-a mai auzit un zgomot asemănător acum câteva minute, chiar înainte să intri." Nim ridică din numeri. Putea fi orice, de la un mic cu până la vreo construcție masivă, efectuându-se în vecinătate. Așeza la biroul său, frânzări mesajele și aruncă o privire plicului la care se referise Vicky marcat, privat și confidențial. Era un plic de manila bej cu un sigiliu de ceară pe spate. Absent, începu să-l deschidă. Vicky, înainte să facem altceva, vezi dacă poți să-mi oprins pe doamna Kermicăl la telefon. La clubul se Exact. Fata a într-un platan cu inscripția semnături, hârtiile pe care le adusese și se răsuci să iasă. În acel moment, ușa biroului exterior zbură de perete și Harry London dădu buzna înăuntru. Avea părul în neorânduială și fața roșie de efort. London îl văzu pe Nim. Nu, zbieră el, nu! Cum Nim se opri uimit, London sări prin încăpere și se arunca asupra biroului. Apucă plicul de manila și îl puse pe jos. Afară de aici, repede, toată lumea. Îl înhăță pe Nim de brați și trase în același timp împingând-o pe victoria brutal în fața sa trecură prin biroul exterior până afară de culoar. London, zăbovind doar atât cât să tântească ambele uși, în urma lor. Nim încep un protest furios. Ce naiba? Nu apucă să sfârșească. Din biroul interior se auzi bubuitul unei explozii. Pereții coridorului se zguduiră. Un tablou înrămat din apropiere căzu pe jos cu geamuri zdrobindu-se. O secundă mai târziu, un nou buvnet, asemenea celui de mai devreme pe care l-au zis nim, dar de asta dată mai puternic și indicând în mod clar o explozie, răsună de undeva de sub picioarele lor. Era categoric în interiorul clădirii. Pe coridor, diverse persoane ieșeau în fugă pe alte uși. O, Hristoase!" spuse Harry London. Avea desperare în glas. Nim exclamă înnebunit. Fir-ar să fie!" Ce e asta? Acum puteau auzi strigăte surescitate, telefoane sunând strident, urletul sirenelor ce se apropiau jos pe stradă. Scrisor capcană, spuse London. Nu mari, dar destul ca să omoare pe oricine e în apropiere. Asta ultima a fost a patra. Fraser Fenton e mort. Alții răniți. Toată lumea din clădire e prevenită și dacă-ți vine să te rogi, roagă -te, să nu mai fie și altele.